Salut, Sergiu! Salut! Ai filmat azi la primăria Chișinău. O răzghit trușenienii situația cu Da, apa și s-o dus seara de la Ciobanu. ulea că e o răzghită, dar poate e răzghi mai tare, că ciobanul a avut noroc că ultimele zile au fost ploi, platușeni și au mai fost apă la fântâni. Oamenii nu au consumat atâta apă. Dar s-a fost căldurile și nu au fost ultima săptămână și nu a fost ploaia, păi mi se pare că ciobanul nu avea el să șadă o oră jumate în birou la dânsul, dar avea el altfel să șadă, să iasă el chiar personal să vorbească cu oamenii, dar nici nu a avut curajul măcar să dea ochii cu oamenii. Nu a ieșit el, a trimis aghiotanță, da? O găsta adiutanță, dar după ce am ieșit și am protestat o oră jumate afară, la intrarea primăriei, și pe urmă ne-am dus chiar sub fereastră, văz că nu iese, n-are simț și tărie, are o grămadă tărie de caracter și ne-am dus chiar Da, sub geam la dânsul. Pierat se pare că în timpul ședinței serviciilor municipale, el avea misiune Noi am acolo, așa, nu? exact așa și noi credem că este ședință operativă și când am verificat, da, ședința deja era terminată, dar el oricum trebuie să vă jumătate de oră și oricum nu avea de gând să iasă. Și situația la Trușeni care? Tot n-aveți apă de atâta timp? Nici de spălat, nici de udat grădina, nici de consum? Este o regiune a satului în genere, nu e nicio fântână, nici chiar cam pustiu trăiesc. Să aduc cu bacurile, aduc cu, nu-i clar, cu și fiecare supraviețuiește cum poate. Strâng apă de la ploaie, să băiesc cu apă de la ploaie. Suburbia capitale. Da? Mulți Nu boieri știu. duc să-și fac casa acolo, că e marginea Dar păi ca curată. boieri de ăștia care s-au cumpărat loturi, de căsia ca ăștia nu au apă și să băiesc cu apă de ploaie. Și-au ieșit mulți? Ei, nu chiar mulți, Că-i zi mulți de aveau lucru. de lucru, mulți aveau de cules cireș, am înțeles că N-ați avut alții s-au mai probleme cu potolit. poliția, că e totuși pandemie, condiții Nu, speciale? noi am păstrat distanța asta socială. S-a avut Nu. măști. Da. Și care e planul dacă ciobanul nu a ieșit, o trimis subalterni? Dar nu știu, știam să ne gândim ce să facem mai departe. Protestăm, grămădim oameni și protestăm mai departe. Deam la Dodon sau unde s-a mai ieșit? La guvern? Mi se pare că o zi trebuie la primăria Tușeni și o zi la primăria Chișinău. Adică în zile pare la Chișinău de-a mă alege când. Deci totuși e competența primăriei și nu a guvernului și nu a Păi președinției, da, da? dar a cui poate și a lui Dodon? A primarilor, ei pur și simplu trebuie să lămurească care și până unde trebuie să pe locul lucrurilor. Dar care ar fi soluția? Că din subterană tot ies apă sulfuroasă. Aveți nevoie de apă potabilă la robinet, nu? Da, noi și vrem apă potabilă. Săptămâna trecută a fost un grup de oameni au fost la primărie Tușeni și are explicații la doamna primar. Și doamna primar și viceprimarul și administratorul la firma asta care e responsabil pe apă, chiar că noi la ora 11 ne ducem la apă canal că să ne clarificăm când să aducem apă de la apă canal, adică să este o țavă mai mult de 5 ani, aproape de vreo 10 ani îngropată în pământ și numai trebuie de conectată. Ia uite. Și nimeni nu are niciun stres, nimeni nu mut, nici un deget nu mișcă pentru asta. Deci Și investiții minime ar fi necesare, dar n-are cine să facă asta. am înțeles acolo vreo 300 de metri de țavă ceva acolo. Și doamna primară îmi spune că da, noi inducem chiar azi la ora 11 și ne clarificăm, să vedem, să dăm apă la asta. Și viceprimarul, ca noi azi aflăm de la consilierul lui Ciobanu? Ceban, că da, doamna primară a fost, dar eu și cerut bani de la noi că să mai pui un turn, să mai repare un turn și să-l pui, dar adică nu s-a discutat despre apa potabilă care vine de la apă canal, dar despre fântânile astea artiziene care, adică la Și oamenii n-ai, nu-i dar o clar. fi vreo problemă juridică sau de ce nu se gândesc la asta? Dacă e suburbia capitalei, trebuie să ocupe apă canal Chișinău de asta, nu? Doamna primar singur a spus atunci în fața oamenilor că ține costul apei, care, măcar că e tehnic cum e 2 lei și 90 de bani. E cu gura ei, a spus. Dar la oameni le vinde cu 8 lei și fără cec, fără nică. Vrea Iată și o problemă. profit sau de ce? Da, iată o problemă.
Dar dacă să vii la canal, le-am tot așa contabilizat tot. Și ia ca și... Nu, ni se spune aici într-un fel la primăria Tușeni, când ne ducem acolo cu totul alt fel, oamenii chiar... Dar n-aveți o poziție în Consiliul Local, n-are cine să vă reprezinte, trebuie oamenii așa singuri să se organizeze între ei. Parcă ați avut alegerea asta toamnă și n-ați delegat acolo o poziție niște oameni de-a voștri. Am delegat și în opoziție și în Și la majoritate putere, și da? în tot locul. Opresc Nimeni gustul nică puterii și au uitat de oameni, da? nu... Da, nimeni nică nu... Numai cu zăhărielul și numai... Chiar să zăpășiți oamenii. Nici nu știi care își spune drept și care minciuni, care... Unul spune într-un fel, altul în alt fel, nică concret. Măcar spui chiar ca oameni buni, ia ca la și etap suntem, ia ca așa, așa, așa. Și oamenii de-a și îi zăpășesc mai tare. Dar omul când nu înțelege, el are tot dreptul să bănuiască orice. De acord. Trebuie transparență, consultarea oamenilor, că altfel intri la idei. Îi suspectez că au interes să păstreze situația actuală, dar situația actuală e dezastruoasă și Dar inadmisibilă nu pentru numai mulți. eu, dar și o cad de sate îi suspectează, de-amă. Dacă ei nu îmi spun când ducem soluționăm problema apei potabile la apă canal și când la Chișinău nu îmi spune, dar eu venit așa să mă șeară bani. Cu toate că Consiliul le-a alocat bani, am de mult pentru un turn, să-l repare, nu știu, sau să mai facă o fântână. Au, nu țin minte ce sumă, dar o sumă bunișoară le-a alocat. Și încă nu le-i destul să mai duc și la Cioban și mai șiere. Ia ca despre consilieri nu sigur, dar primarul sigur poate fi rechemat din funcție. Mai tin că după prima jumătate de an de mandat, deam spate de făcut referendum și de rechemat din funcție. Dacă vedeți că e împotriva voastră, măcar țineți-l în tensiune. Țineți-o că e femeie acolo, nu? De la partidul lui Băsescu. Mulțumesc, Sergiu, pentru relatare. Sper să se rezolve. Hai să protestăm, să mediatizăm, Da, să să insistăm. protestăm. De-am dacă am început pe calea asta cu protestele, de-am să ducem până la urmă, de-am și să facem. De acord, mai ales că e gratis, na, te costă numai drumul și ziua pierdută sau ceasurile pierdute, dar altfel nu te costă mare Da, lucru. mai altceva avem de ales? N-aveți variante, de acord. Bun, noroc. Hai la arghere.